Numele meu este Vlad Bardai, am 29 de ani, de profesie sunt inginer mecanic, lucrez la o multinațională în Baia Mare, la Ramira. Sunt și la doctorat, anul 4, pe inginerie mecanică și sunt președintele unei asociații non-guvernamentale care militează pentru drepturile tinerilor de etnie romă. Asociația se numește Young Roma Marea Mureș și a luat ființă în anul 2009 la inițiativa tinerilor din comunitățile de rom din orașul Baia Mare. A fost o mână de tineri la acea vreme care, sub îndrumarea Loredanei Mihali, am început să lucrăm. Obiectivul principal și scopul principal al asociației este educația. Deci programele noastre vizează și mai mult educația, dezvoltarea comunitară și conceptul de economie socială îl abordăm destul de des. Dar cel mai mult lucrăm pe sectorul educațional și pe ceea ce ține de dezvoltarea și facilitare comunitară și intracomunitară. Dacă ne referim la comunitatea romă sau și cea neromă, implicarea lor a fost una foarte frumoasă și pot să spun ca și o floare care răsare primăvara, pentru că ținând cont de nivelul de educație precar al comunității rome, faptul că au răsărit tineri care au terminat un colegiu de renume sau au plecat la studii la Cluj sau chiar la universitatea locală, a fost un plus valoare. Exemplele pozitive sunt ceea ce comunitatea romă are nevoie, deoarece fiind o comunitate lipsită de educație, nu avem exemple în jurul nostru. Nu-l consider un ajutor. Ceea ce am făcut eu consider că e o normalitate, ceea ce ar trebui să facem toți cei din jurul nostru. Sentimentele pe care eu le-am împărtășit, empatia, compasiunea, iubirea, trebuie să le ducem la grad de universalitate. Tot asta spun tinerilor din jurul meu când sunt chemat în diferite medii ca să vorbesc și să dezbat subiecte adresate tinerilor. Educația e fundamentală. E singura armă pe care nu ți-o poate lua nimeni și e cea mai bună apărare.